Am revenit încă 24 de minute în emisiunea Agricultura, o șansă pentru România. Continuăm discuția cu Ioan Ladoș, este președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România. Domnule Ladoș, și mulțumesc că sunteți din nou alături de noi. Discutam despre dezavantajele pe care le au, marile dezavantaje pe care le au crescătorii de porci loviți de-a lungul timpului, de oarecare indiferență din partea autorităților, de pesta porcină africană, acum de secetă, în mod direct, n-aș spune indirect, și de pandemie. Dați-mi voie să dau o informație care sigur ne va putea ajuta să devenim mai mari consumatori de carne de porc. Știți că de o vreme există un curent vegetarian, vegan, cum vreți să-l numiți dumneavoastră, și găsești tot felul de chestii prin magazine, drept cârnați vegetali, burger de soia și mai nu știu ce. Ei bine, Parlamentul European discută foarte serios această chestiune miercuri, dacă produsele care n-au trecut niciodată pe lângă un animal mai pot fi vândute sub denumirea de carne, cârnați, friptură, burger, scalop sau altele. E foarte bine că se face această definiție, pentru că cine vrea să se furajeze, mănâncă vegetale. Cine vrea să mănânce carne de porc, mănâncă carne de porc. Eu recunosc, le accept pe toate, dar tot carnea e mai bună. Și așadar ne întoarcem, domnule Ladoș, și poate că guvernul, în mărinimia sa, după ce va cheltui banii pe care i-are disponibil pentru pandemie, se va gândi și la dumneavoastră. Revin cu întrebarea mea. Suntem în faza de elaborare a programului, a planului național strategic. Simțiți că industria cărnii de porc e o prioritate? Există o strategie în afară de a dumneavoastră în acest domeniu? Bun, înainte de toate, aș vrea să fac o precizare și o corecție vis-a-vis de prezentarea pe care mi-ați făcut-o. Vreau să fiu foarte clar, nu pot și nu vreau să fiu un impostor, nu sunt medic veterinar, sunt inginer zootehnist. Iertați-mă, da, am greșit eu la început. Scria că sunteți absolvent de USAMV și a fost greșeala mea că am presupus, da, iertați-mă. Da, probabil a venit din faptul că sunt de 20 de ani doctor în științele. Vedeți? Astea. Mă iertați, da? Mă iertați. Da. Sunt convins. Nu e vorba de iertat. Vreau să probabil că mă aud și ne văd colegi, mulți dintre colegii mei din asociație. E bine că ați făcut precizarea, am lămurit-o. La emisiunea de mâine, dacă vă uitați, o să mă vedeți cu cenușă în cap, că n-am acum. Haideți să mergem mai departe, vă rog. Nu e nevoie de cenușă în cap. Mergem mai departe. Vă rog. Da. Facem referire la ce așteptări avem noi ca și sector. Putem să înțelegem că e o situație dificilă prin care trăim marea majoritate a țărilor în această situație nenorocită. Dar spuneam în discuția noastră dinainte de pauza publicitară că avem mai multe probleme care s-au suprapus. 1. Pesta, 2. COVID, 3. Seceta și al patrulea, extrem de important, anul electoral. Ori anul electoral, noi ne-am dorit să trecem cât mai repede de el, pentru că știam că a lua măsuri pentru controlul pestei porcine africane într-un an electoral este extrem de dificil. Acesta este motivul și pentru care la acest moment, indiferent cine ar fi și cum ar fi, și nu am niciun de gând să dau niciun fel de nume. Realitatea este una extrem de simplă. Pesta porcină africană în România este scăpată din control, de sub control, exact din acest motiv, că este un an electoral. Ca atare, noi așteptăm cu nerăbdare să se încheie acest ciclu electoral și autoritățile, care or fi ele după alegeri, da? Să se uite serios la ce trebuie făcut pentru salvarea producției de carne de porc din România. Adică e vorba de a lua niște măsuri impopulare la nivel de societate, dar strict necesare
pentru a redresa ce se poate redresa și apoi dezvolta această industrie. Va trece anul electoral, eu sunt convins la ora actuală, sper că vom avea alegerile pe 6 decembrie, pentru că boala lungă nu dă bine, și o să trecem de anul electoral. În opinia specialiștilor ca dumneavoastră, domnule Ioan Ladoși, de ce e nevoie pentru ca pesta porcină africană să nu mai zburde liberă prin România? Pentru că sigur sunt metode de a o îngrădi, da? Că doar nu e numai România. Da, absolut. Metode sunt. Și multe dintre elementele legislative de care e nevoie pentru a pune sub control această boală, există. Problema este că nu sunt respectate legile respective. Ori asta e o pacoste de care ne lovim în multe domenii din România. Dar aș face totuși o trimitere către trecut, către acel moment în care, cum spuneam la începutul discuției noastre, pesta porcină africană se afla în Moldova, la granița noastră, în Ucraina, tot în pădurile din nord. Atunci am mers împreună cu câțiva colegi la ANSVSA, la acel moment, și vorbesc despre acum 4 ani și jumătate, și le-am spus, ce faceți ca să blocați, să stopați și să amânați pe cât se poate intra în boli în România? Și ni s-a răspuns, pentru mine a fost, răspunsul a fost stupefiant. Nu putem să facem nimic decât după ce intră boala în România. Și am zis, bun, și în acest caz nu ar fi de luat în considerare construirea unui gard pe toată granița cu Moldova și cu Ucraina. S-a uitat la mine și mi-a spus, domnule, dumneata ești normal la cap? Cine crezi că ne dă nouă asemenea sume ca să ne ocupăm de așa ceva? E bine, gardul a fost construit, dar nu între Ucraina, Moldova și România, ci între Germania și Polonia. Corect, corect. Da? Deci, înseamnă că nu eram noi tocmai cei mai mari nebuni de pe planetă când am venit cu asemenea propunere. Chiar dacă nimeni nu știa de subiectul ăsta și nimeni nu discuta despre așa ceva. Realitatea este următoarea. Suntem în situația în care suntem. Nu știm exact ce cuprinde strategia guvernamentală sau a oficialităților vis-a-vis de sectorul nostru. Sperăm ca parte din această strategie să fie legată și de acel sprijin de dezvoltare prin legea care spuneam că este oricum este în vigoare, deci de stimulare a populării fermelor și de creșterea efectivului matcă. Și de asemenea sperăm, până la urmă, că dacă cel puțin în perioada imediat în următoare nu suntem ajutați, măcar să nu fim încurcați. Da. Domnule Ladoși, dați-mi voie să vorbesc eu de o strategie, nu a guvernului român, pentru că aceea e în curs de alcătuire și de voalare, ca să folosim așa un termen mai sofisticat. Dar există o strategie a guvernului... Mă lăsați, apropo de strategii. Vă rog. 20 de ani noi tot facem strategii. Da. Cam asta facem. Da? Am contribuit la o sumedenie de variante de strategie. Am fost la ministere, am fost la președinții acelor vremuri pentru strategii. Ne plim podul de strategii, cum spun ardelenii. Vrem fapt. Da. Eu asta vreau să spun, că există un fapt. Vestul Europei își delocalizează încet, încet. Există semne că acest lucru se poate întâmpla. Își delocalizează, hai să spunem,
o parte a agriculturii. De exemplu, există o mare bancă, are ceva cu Rabobank, parcă în denumire, da? Cumpără, e dispusă să cumpere în continuare ferme, terenuri în România. Guvernul din Olanda e dispus să plătească fermierii să-și delocalizeze producția din fermele de porci, pentru că fermele de porci sunt poluatoare. Olanda poluează mult la nivelul Uniunii Europene prin agricultura ei față de România. Undeva, să spunem, 15 Olanda, 2,4 România, nici n-ar trebui să vorbim. Există informații oficiale dinspre Olanda că s-ar da, cum să spun, ajutoare fermierilor numai să-și mute fermele de porci de acolo sau măcar cele din apropierea comunităților. Ar putea să vină și la noi, nu-i așa, domnule Lado? Și nu știu, știți ceva în acest sens? Ce pot să vă spun este că strategia statului olandez pe acest subiect este o chestiune veche, ceea ce îi dă dreptul să se numească strategie. Da? Ei acum mai bine de 10 ani au gândit lucrurile în acest fel și și-au dat seama că la țărișoara aia mică să ai o densitate atât de mare de porci și nu numai, pentru că e vorba de o zootehnie extrem de densă, nu este de viitor. Ei nu își pot permite într-o țară atât de mică să aibă atât de multe animale. Și nu numai Olanda, mă refer aici și la Danemarca, corect, care se află într-o situație similară. Evident, aceste programe de finanțare a relocării capacităților de producție au început acum 10 ani. Da? Și au existat programe înainte, vă pot spune cu certitudine, înainte și de intrarea României în Uniunea Europeană existau asemenea programe de finanțare a guvernului olandez. Și asta se întâmplă. Faptul că nu există o tevatură în jurul subiectelor, că nu se discute foarte mult, e simplă, o chestiune simplă de priorități, de subiecte în mass media. Dar investiții olandeze în România și daneze în România sunt extrem de multe, extrem de eficiente și cu o productivitate foarte, foarte bună. Dar spuneți-mi, aceste investiții care sunt de atâta timp și despre care nu discutăm suficient, pentru că noi, jurnaliștii, ne repezim pe nemestecate la ce pare mai evident. Sunt de acord cu asta. Aceste investiții, în ce fel relaționează cu industria română a cărnii de porc? Sunt complementare? Sunt un potențial risc în perspectivă? Ne ajută? Ne dăunează? Cum vedeți dumneavoastră această coabitare a investițiilor străine cu producătorii români de aici? Pot să vă spun cu totală certitudine că investitorii din producția de carne de porc care au venit din exterior, indiferent de țara de care vorbim, s-au contopit cu industria noastră, s-au contopit cu producția de carne de porc. Ei practic produc pentru piața românească, pentru că vreau să fiu foarte clar. Noi nu mai exportăm nimic. Da. Da? Carne de porc nu mai exportăm. Că se exportă produse procesate care au fost prelucrate termic și așa mai departe, asta e alt subiect, dar toți acești oameni, toți acești investitori care au venit și care marea lor majoritate sunt colegii noștri în cadrul asociației, s-au integrat perfect, sunt extrem, extrem de eficienți din punct de vedere economic și reprezintă modele de urmat și de urmărit și de către fermierii noștri neauși români. Perfect, numai că fermierii români au nevoie de finanțare mare, pentru că cei care au venit de dincolo și au investit în România au avut și fond de investiții și capital de lucru. Asta e diferența între cei care au venit cu banii lor, da, mulți poate, și fermierii români care au fost loviți de-a lungul timpului de diverse probleme și nu s-au capitalizat suficient. Absolut de acord. Asta urma să spun. Eu văd două riscuri.
legate de această finanțare și de capacitatea unor astfel de investitori, de exemplu, de a împrumuta bani pentru capital de lucru din țările de origine, cu dobândă foarte mică sau cu dobândă negativă, ceea ce îi pune, pe de o parte, într-o dificultate de concurență pe fermierii noștri, neau și autohtoni. Și în al doilea rând, se pune problema, bun, în contextul în care se întâmplă lucruri sau s-ar putea întâmpla lucruri neprevăzute, cum vedem că în ultima vreme se tot întâmplă, ce se poate întâmpla în momentul în care un asemenea investitor, datorită faptului că nu mai consideră că este o afacere rentabilă, pur și simplu închide jucăria și pleacă. Aceste două riscuri există într-adevăr și de aceea, oricare ar fi guvernul și puterea politică, trebuie să ia în considerare aceste lucruri și să sprijine capitalul autohton să investească în domeniul producției cărnii de porc. Perfect, și să se gândească în eventualitatea în care un investitor străin consideră că nu mai e rentabilă afacerea, să ne amintim cum a fost cu Nokia, da? Celebra uzină de la Jucu din Cluj, la un moment dat mutată în Moldova, deci s-a pierdut o investiție. Statul român poate interveni, dacă vrea foarte elegant în piață, să preia acele, să-i cumpere, poftim, afacerea investitorului străin, numai să nu o închidă. Bun, acum până le trecem la următorul subiect, că timpul se duce, din păcate. Să vă spun că se face totuși un mic export de carne de porc. Să nu mă contraziceți, pentru că văd autocarele care pleacă din România pline cu sacoșe, cu cârnați, cu jumări, cu carne la garniță și multe altele către românii din Italia, Marea Britanie, Germania, Spania, da? Deci un mic export acolo, necontabilizat de stat, tot avem. Și ne bucurăm de acest lucru. Domnule Ioan Ladu, și mai avem? Trebuie să mă lăsați. Eu nu vreau să vă contrazic. Vreau numai să adaug la ceea ce a spus dumneavoastră. Vorbim de cârnați, de carne, la garniță, de jumări. Dar nu e carne de porc, știu. Nu, este carne de porc, dar e prelucrată termic. Da. Ceea ce înseamnă că nu reprezintă un pericol pentru țările în care merge. Corect. Pericolul este reprezentat de faptul de a duce carne, spre exemplu, congelată. Proaspătă și congelată. Asta reprezintă. Dar așa am fost foarte clar că în continuare noi exportăm în diverse feluri. Mai ortodox sau mai puțin ortodox, carne de porc procesată, prelucrată. Știți ce fac? Ca să, dumneavoastră aveți dreptate, ca să corectez, promit că următoarea cursă spre Spania trimit carnea semi-prăjită, așa să fie pe jumătate crudă, dar nu vreau să creez un pericol în Spania. Mai avem, din păcate, doar 6 minute, domnule Ladu, și haideți să ne întoarcem la faptul că ați discutat cu miniștri, cu autorități, cu toți, da? De ani și ani de zile tot aveți discuții, aveți promisiuni, aveți perspective, dar nu există proiecte foarte clare, ultra bine finanțate din partea autorităților, peste alegeri, peste toate. Ce se poate face? Uite, s-a terminat anul, au trecut alegerile, da? E 2021, domnule Ladoși. Ce pot să facă autoritățile, ce trebuie să facă în așa fel încât industria cărnii de porc în România să existe, să se dezvolte și să acopere mai mult din necesarul intern? E extrem de simplu. Numărul 1. Trebuie să oprim pesta porcină africană. Cu orice risc, cu orice fel de mijloace, și asta e o chestiune care nu numai e legată de implementarea unor anumite măsuri legislative. Pentru că noi avem destule legi și avem foarte multe legi. Problema este că legile nu sunt respectate. Asta e ceea ce ne dorim. Trebuie să avem niște reguli în producția și în creșterea porcului în România. La ora actuală, numărul 1. Nimeni nu știe în România câți porci există. Da? Să ne fie clar, atâta vreme cât nu vom avea un recensământ clar și o cunoaștere clară a numărului de porci și unde se află aceștia
Și controlul mișcărilor, a mutărilor dintr-un loc în altul, nu avem nici cea mai mică șansă să creștem și să evoluăm spre un sector cu perspectivă și cu viitor. Da? Trebuie să avem reguli, pentru că fără reguli vedem ce se întâmplă în orice societate. Nu se poate să evoluezi dacă nu impui niște măsuri minime pe care să le respecte fiecare crescător de porci din România. Am înțeles. Mai avem 3 minute, domnule Ladu, și nu o să vi le răpesc pentru că vi le aloc tot dumneavoastră. Câtă încredere aveți că aceste măsuri pe care toată lumea le cunoaște, pe care dumneavoastră sigur le-ați prezentat de nenumărate ori și care pot fi puse și trebuie puse în practică, au șanse reale de a fi aplicate de clasa politică din România, indiferent care e ea? Și, la urmă, câtă încredere aveți că industria cărnii de porc din România se va dezvolta odată cu noua politică agricolă comună a Uniunii Europene? Nu pot să fiu decât optimist în aceste 3 minute pe care mi le puneți la dispoziție. Trebuie să fiu optimist pentru că cunosc și ne cunoaștem în această... Nu e o industrie mare, producția de carne de porc. Ne cunoaștem toți între noi. Da? Avem convingerea că și actuala conducere a Ministerului Agriculturii și a Agenției Naționale Sanitar Veterinare știe foarte bine despre ce este vorba, ce se poate face. Problema este, cum spuneam la un moment dat, trebuie să așteptăm și am mare încredere că după ce se va încheia cu aceste alegeri, autoritățile vor lua deciziile care trebuie luate. Pentru că între patru ochi ei sunt de acord, ne-au spus, da, aveți dreptate, dar acest subiect până în 7 decembrie este un subiect tabu. Da? Ca atare. Și asta este valabil pentru oricare ar fi câștigătorul alegerilor. Toți știu asta. Știu ce au de făcut pentru că am avut grijă să îi tocăm la cap în ultimii 10 ani. Că nu s-au întâmplat foarte multe lucruri în sens pozitiv pentru acest sector, asta e un alt subiect. În realitate, este până la urmă o ramură a economiei, o ramură a agriculturii, în care intri și, ca orice business, este împănat cu niște riscuri. Nu cerem milă, nu cerem niciun fel de lucruri gratuite, cerem să fim competitivi și să putem să luptăm pe picior de egalitate cu ceilalți fermieri din țările mari producătoare de carne de porc și, la un moment dat, să fim în măsură să contribuim și noi, așa cum s-a întâmplat mai de mult, la o parte pozitivă a balanței de plăți. Să nu mai aducem carne de porc în România de 1 miliard de euro, ci să vindem de 1 miliard de euro. Chiar dacă nu este carne și este legată de produsele procesate. Dar nu este normal ca într-o țară care exportă milioane de tone de cereale să importăm de 1 miliard carne de porc. Să sperăm că lucrurile acestea vor putea fi corectate. Noi am vrea, evident, dumneavoastră sunteți primul și colegii dumneavoastră care își dorește așa ceva, colegii își doresc. Domnule Ion Ladă, și dați-mi voie să ne despărțim, că s-a terminat și a doua jumătate a emisiunii. Am fost în legătură directă cu Ioan Ladă și președintele Asociației Producătorilor de Carne din Porc din România. Despre ce a fost în trecut, ce e acum și ce se poate face ca să fie bine în domeniu și să nu mai cumpărăm carne de porc de peste graniță, de peste 1 miliard de euro în fiecare an. Mulțumesc, domnule Ladu, și noroc cu demersurile dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat la Agricultura, o șansă pentru România. Pe curând!